Potrivit reprezentanților primăriei, în cursul zilelor de miercuri, joi și vineri, echipa ale Apă Canal, cu sprijinul Ecosal și Gospodărire Urbană, vor verifica geigerele, conductele de canalizare și gurile de canalizare din oraș și, unde este cazul, le vor desfunda, astfel încât să poată prelua eficient debitul de apă rezultat din topirea bruscă a zăpezii. În momentul în care prognoza LED a arătat că urmează o încălzire accelerată a vremii, mai ales după ce am avut un exces de zăpadă dincolo, mult dincolo de previziunile meteorologice valabile pentru Galați. În această situație, urmând încălzirea, am luat măsuri normale din punctul ăsta de vedere de a urmări și de a desfunda acolo și, dacă este cazul, gurile de canalizare pentru a putea evacua cât mai repede și bine apa rezultată din topirea zăpezilor. Din prognozele Institutului Național de Hidrologie, se așteaptă ca la începutul lunii aprilie debitul Dunării la Galați să crească semnificativ. Primăria a decis refacerea stocului de saci de nisip până la un necesar minim de 20.000 de bucăți. În condițiile în care deja debitul Dunării la Galați este în creștere, prognoza celor de Institutul de Hidrologie spune că în data de 2 aprilie debitul Dunării va ajunge la 12.500 de metri cub. Practic va urca cu 1.000 de metri cub față de ce se întâmplă astăzi, iar nivelul Dunării va ajunge la 550 centimetri la Galați. Asta înseamnă cu foarte puțin centimetri sub cota de atenție, ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte atenți în momentul ăsta, în zilele acestea, ieri, astăzi, mâine și la începutul săptămânii viitoare. Vom încerca să ne completăm stocul de saci pentru nisip undeva în limita 20.000 de bucăți și să identificăm pe raza municipiului stocurile de nisip pe care, în caz de nevoie, să le putem folosi. În 2010, Dunărea a ajuns la cota istorică de 690 de centimetri și atunci cartierele din apropierea portului au fost închise, iar oamenii au fost la un pas să fie evacuați.